Un creștin care se mândrea cu faptele sale bune a visat într-o noapte că era la poarta cerului. Cu litere uriașe pe frontispiciul porții scria: cei ce vor să intre aici au nevoie de 1000 de puncte. Îngerul l-a întrebat: Ce ai făcut în viață? Eu am fost credincios Domnului întreaga mea viață. Am păzit cuvântul lui Dumnezeu cu toată sfințenia. Foarte bine, ai un punct. Altceva? Am contribuit întotdeauna când a fost nevoie la sprijinirea bisericii. Am ajutat pe săraci, pe văduve, pe orfani. Excepțional. Încă un punct. Am crescut o familie numeroasă de copii pe care i-am învățat frica de Dumnezeu și rușinea de oameni. Nemaipomenit. Așa oameni cam rar vin pe aici, a spus îngerul. Încă un punct. Ai mai făcut ceva? Bietul om s-a pierdut cu totul. Dacă pentru tot ce spusese până acum valora numai 3 puncte, ce să mai adauge? A ridicat ochii spre uriașa inscripție și a citit din nou: cei ce vor să intre aici au nevoie de 1000 de puncte. A oftat adânc și a exclamat: Doamne, aici numai Tu ne poți ajuta. Exact, a spus îngerul. Încă 997 de puncte.